ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Ajutoare pentru sinistrații din Cudalbi, mobilizare exemplară. Caravana de sănătate a Crucii Roșii Române la Căiuți, județul Bacău. Simpozionul național Vasile Pârvan. Ajutoare pentru sinistrații din Cudalbi, mobilizare exemplară. Într-o demonstrație impresionantă de solidaritate, comunitatea din Dofteana, județul Bacău, a reușit să mobilizeze în doar 5 zile un convoi umanitar destinat sinistraților din comuna Cudalbi, județul Galați, grav afectată de inundațiile recente. În urma apelului lansat de primarul Ioan Bujor, localnicii alături de voluntari și autorități locale din zonă au reușit să strângă și să organizeze transportul unei cantități semnificative de ajutoare. În urma vizitei mele pe care am făcut-o sâmbătă trecută în comuna Cudal din județul Galați, eu m-am dus împreună cu familia să ajutăm acolo, să dăm o mână de ajutor celor care au fost afectați de inundații la momentul respectiv. Am dus din partea familiei tot ceea ce am putut să facem noi. Imediat la plecare din comuna Cudal am avut o discuție telefonică cu domnul deputat Vasile Budacă și dumnealui a organizat întâlnirea acestor primari pe care îi vedeți aici alături de noi și am hotărât de așa fiecare dintre noi să facem apel în comunitățile pe care le conducem, de așa natură să adunăm materiale de construcție, materiale igienico-sanitare, îmbrăcăminte, încălțăminte, pilote, pături, plapume, perne și așa mai departe, folositoare comunității din zona respectivă și din toate zonele acolo unde au fost inundații mari. În aceste condiții am făcut apel prin mass media tuturor cetățenilor. Noi am colectat aceste 3 tiruri pe care le vedeți, 3 dube pe care le avem în fața noastră, numai cu produse noi. Deci nu am primit materiale sau, cum să vă spun, textile folosite, decât numai cele care sunt noi sigilate, cu nume, cu prenume, cu număr telefon. Vom ajunge acolo împreună cu echipa la primărie, întrucât am 10 voluntari angajați ai primăriei, ne vom prezenta și ne vom întâlni cu autoritatea locală de acolo, vom lua casă de casă și vom asigura strictul necesar la minimul 50-60 de familii, dar vă spun, vom lua casă de casă să cercetăm următoarele aspecte. Dacă dumnealor au sobă, nu le mai dăm o altă sobă, dacă au aragaz, nu le dăm aragaz, sau dacă au aragaz și n-au butelie, le dăm butelie, pentru că avem colectate și câteva butelii. Motivul acesta este acei voluntari care vor merge casă de casă și vor stabili la fiecare. Dacă are copii, vom da rechizite pentru copii, încălțăminte, îmbrăcăminte, pentru oameni, pentru vârstnici și, de ce nu, apreciez și cu această ocazie felicit preotul din satul Bogata, care, în afară de faptul că ne-a adus mai multe pachete, ceea ce le-a colectat de la cetățenii din satul Bogata, ne-a dus și o sumă de bani, 1200 de lei, și am stabilit cu administratorul public și cei care fac parte din aparatul de specialitate să achiziționăm și produsele alimentare. Ele sunt benefice, întrucât acolo sunt militari, sunt militari MAPN, Ministerul de Interne, să putem să le aducem un prânz de mâncare astăzi, cel puțin, să fim alături de ei. Vreau să mulțumesc tuturor cetățenilor din Dofteana care s-au implicat și au venit cu materiale, atât de construcții, atât cu celelalte componente, igienico-sanitare, îmbrăcăminte, încălțăminte, toate noi, să le mulțumesc și să-i asigur de faptul că noi vom ajunge în zona respectivă, iar după numărul de telefon pe care au notat pe butelie, pe sobă sau ce material au dus ei, vor fi sunați de acolo și probabil cetățenii de acolo le vor și mulțumi. Vreau să mulțumesc domnului deputat pentru inițiativă, împreună cu colegii mei primari din celelalte localități, am făcut front comun cu toții și vom ajunge și cred că este o faptă destul de bună și după deviza așa cum a fost, împreună facem bine.
Vă mulțumim! Convoiul, compus din mai multe camioane, camionete și dubițe, a inclus 3 tiruri încărcate cu materiale de construcții, un tir cu lemne de foc și 2 camionete pline cu bunuri de primă necesitate. Acestea au fost însoțite de o echipă de 15 voluntari din Doftana, care au făcut deplasarea în frunte cu primarul Ioan Bujor pentru a distribui personal ajutoarele către familiile afectate din Cudalbi. Ajutoarele au fost esențiale pentru refacerea gospodăriilor. Printre bunurile transportate s-au numărat materiale de construcții precum ciment, cherestea, bolțari, plăci OSB și panel, vitale pentru refacerea caselor distruse de ape. De asemenea, au fost donate lemne de foc, alimente neperisabile, produse de igienă, haine, medicamente și electrocasnice, inclusiv 40 de frigidere, mașini de spălat și aragazuri. Toate aceste resurse sunt esențiale pentru familiile care au pierdut aproape totul în urma inundațiilor. Pe lângă produsele fizice, echipa de voluntari a adus un sprijin moral substanțial, ajutând la distribuirea acestor bunuri către sinistrați. Mobilizare regională. Acțiunea din Dofteana nu a fost una singulară. Primarii din localitățile învecinate de pe văile Trotușului și Tazlăului s-au alăturat efortului umanitar, contribuind atât cu resurse cât și cu sprijin logistic. Alături de aceștia, deputatul Vasile Budacă a avut un rol activ în coordonarea convoiului și a ținut să sublinieze importanța solidarității în momente de criză. Comunitățile de pe valea Trotușului și al Tazlăului s-au mobilizat exemplar și împreună cu primarii din aceste localități, și aș enumera aici Poduri, Dofteana, Balcani, Agăș, Asău, s-au mobilizat pentru a întinde o mână de ajutor oamenilor loviți de ape în Galați, Cudalbi. Toți știm că în anii 2004-2005 cetățenii de pe Valea Trotușului și a Tazlăului au avut de suferit în urma inundațiilor și știm cu toții cât de bine ne-a prins o mână de ajutor din partea semenilor noștri. De aceea, împreună cu primarii pe care i-am alături de mine, am hotărât să mergem să dăm o mână de ajutor în materiale de construcții. Avem cherestea, avem panel, avem ciment, bolțari, dar și electrocasnice și pături și pilote. Deci materiale care credem noi că sunt de strictă necesitate pentru comuna Cudalbi. Țin să le mulțumesc foarte mult cetățenilor din cele două văi, al Tazlăului și al Trotușului, pentru participarea în număr foarte mare. Au venit la primărie și au depus aceste ajutoare și țin să le mulțumesc primarilor care au fost alături de mine și au achiesat la această inițiativă de a aduna cât mai multe fonduri pentru comuna Cudalbi. De asemenea, pot să menționez aici că și domnul primar de la Dofteana, și doamna primar de la Poduri, și domnul primar de la Asău au mai fost săptămâna trecută în zonă, fie cu forță de muncă, fie cu ceva ajutoare, au văzut despre nevoile celor de acolo, s-au întors și împreună cu comunitățile pe care le administrează, au luat această hotărâre să fim alături de ei. Un efort de comunitate. Primarii din localitățile Poduri, Asău, Balcani, Agăș, alături de consilieri locali și locuitori din comunele vecine, au contribuit activ la acest efort umanitar. Fiecare, după posibilități, oamenii din întreaga regiune au donat pentru a aduce un strop de speranță familiilor afectate de dezastru. Nu este pentru prima dată acum când merg, am mers și săptămâna trecută. Comuna Poduri a luat acolo legătura cu comuna Costache Negri, lângă Cudalbi. Noi vom merge acolo și vom duce electrocasnice, toate electrocasnicele sunt noi. Vreau să mulțumesc foarte mult și eu locuitorilor din comuna Poduri care au sărit foarte repede în ajutor și chiar știu ce înseamnă treaba asta, pentru că în 2018 m-am trezit cu inundații în comuna Poduri și atunci chiar trăiesc pe propria mea piele ceea ce se întâmplă acolo. Am luat legătura cu primarul de la Costache Negri care ne așteaptă. A fost mai mult decât mulțumit și însuflețit de faptul că un alt primar a venit să-l ajute. Vă spun pentru că chiar a trăit emoții și era chiar cu lacrimi în ochi. Asta eu sunt așa mai mult pe partea asta sufletească. Domnul primar de la Dofteana e mai mult pe partea tehnică. Noi dăm aragaze, dăm frigideri, toate noi dăm și cu sufletul.
Vă mulțumesc. Felicitări încă o dată și felicitări tuturor colegilor primari. Vă mulțumesc și vreau să mulțumesc și colegilor mei care își fac timp ca să poată să meargă acolo unde este nevoie. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru că faceți, între ghilimele, așa, propagandă pentru aceste lucruri, pentru că, până la urmă, puterea exemplu este cea mai importantă. Mulțumirile oficialilor locali s-au îndreptat către toți cei care s-au implicat, subliniind importanța unității și a sprijinului reciproc în fața unor astfel de catastrofe. În doar 5 zile, întreaga comunitate a demonstrat că, prin solidaritate și dăruire, se pot face lucruri extraordinare pentru cei aflați în nevoie. Convoiul umanitar din Dofteana a reprezentat un exemplu de mobilizare rapidă și eficientă, aducând nu doar ajutoare materiale, ci și speranță celor afectați de inundațiile devastatoare din comuna Cudalbi. Complexul muzeal Ioan Antonescu Bacău, în parteneriat cu Arhivele Naționale Bacău, organizează în perioada 3-4 octombrie 2024 Simpozionul Național Vasile Pârvan, manifestare culturală de tradiție aflată sub patronajul spiritual al celui care a fost părintele arheologiei românești, marele savant român născut pe meleaguri băcăoane. Academicianul căruia îi datorăm implementarea la nivel național a primului plan coerent de cercetare arheologică la nivel național. Ca de fiecare dată, Simpozionul Național Vasile Pârvan va pune la dispoziția participanților cadrul ideal de dezbatere și de dialog între generații, la această manifestare fiind prezenți cercetători cu o carieră recunoscută în domeniu, precum și tineri aflați la început de drum, care vor face cunoscute publicului rezultatele celor mai recente cercetări științifice desfășurate. Comunicările științifice sunt repartizate pe secțiuni 1-4, după cum urmează: arheologie, istorie, personalități, muzeografie, istorie și arhivistică. Simpozionul va debuta joi 3 octombrie 2024 la orele 11, iar programul va avea în deschidere conferința științifică Divina Pulchritudo, frumusețea împăratului în scrierile antice târzii, susținută de profesorul universitar dr. Nelu Zugravu de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, Facultate de Istorie. Conferința va fi urmată de lansarea anuarului Complexului Muzeal Iulian Antonescu Bacău, Carpica, volumul L3 din 2024, prezentat de dr. Elena Lăcrămioara Istina, șef secție Arheologie Istorie la Complexul Muzeal Iulian Antonescu Bacău. Va urma lansarea anuarului Arhivelor Naționale Bacău Acta Bacoviensia numărul 19 pe 2024, prezentat de profesor Vilică Munteanu. Programul Simpozionului Național Vasile Pârvan mai cuprinde vernisarea expoziției de fotografie etnografică Locul unde s-a născut Pârvan, prezentată de Iulian Bucur, șef secție etnografie la Complexul Muzeal Iulian Antonescu Bacău. Programul va continua pe secțiuni cu susținerea comunicărilor cercetătorilor prezenți la eveniment. Prin intermediul acestui demers științific de anvergură națională, Complexul Muzeal Iulian Antonescu duce mai departe o tradiție culturală ce se apropie în curând de granița jubiliară a celor 50 de ediții, în numele modelului moral și profesional impus de Vasile Pârvan lumii științifice românești, în numele fastuoasei moșteniri intelectuale lăsate nouă de marele academician băcăoan. Vor fi prezenți la eveniment profesori universitari, cercetători, muzeografi și profesori din Bacău, București, Iași, Buzău, Bârlad, Botoșani, Huș, Onești, Roman, Târgu Neamț, Dorohoi, Ploiești, Caraș-Severin, Arad, Focșani, Pitești, Timișoara, Giurgiu și Constanța. La realizarea simpozionului au colaborat Asociația Arhiviștilor din România, filiala Bacău, și Fundația Cultural-Științifică Iulian Antonescu Bacău. Acum TV este partenerul media al evenimentului. Un moment festiv deosebit a marcat ultima ședință a Legislativului Comunei Helegiu, unde întreaga comunitate a adus un omagiu medicului de familie dr. Elena Ilea, care și-a dedicat numai puțin de 39 de ani din viață pentru îngrijirea locuitorilor din localitate. Ședința Consiliului Local s-a transformat într-o ceremonie de recunoaștere a meritelor sale, organizată de primarul Ciprian Ene și viceprimarul Ioan Magdalina, alături de consilierii locali. Dr. Elena Ilea, un nume respectat și apreciat în întreaga comună, a fost celebrată pentru întreaga sa carieră marcată de profesionalism, dăruire și empatie față de pacienți.
studenți. Pentru a marca acest moment special, consilierii locali i-au înmânat un aranjament floral deosebit și o diplomă de apreciere ca semn de recunoștință pentru cele aproape 4 decenii de activitate neîntreruptă în slujba sănătății comunității din Helegiu. Model de profesionalism și dăruire, medicul de familie dr. Elena Ilea a fost timp de aproape 40 de ani un stâlp al comunității, fiind prima persoană la care locuitorii apelau pentru problemele lor de sănătate. În toți acești ani, ea a fost nu doar un profesionist desăvârșit, ci și un sprijin moral pentru pacienții săi, contribuind la îmbunătățirea calității vieții oamenilor din Helegiu. Primarul Ciprian Ene a subliniat importanța muncii doctorului Ilea pentru comunitate, spunând că puțini sunt cei care au o influență atât de mare și de pozitivă asupra vieții localnicilor, precum dr. Elena Ile. Este un exemplu pentru noi toți și suntem profund recunoscători pentru tot ceea ce a făcut de-a lungul carierei sale. În cadrul evenimentului festiv, dr. Elena Ilea a primit cu emoție aprecierea consilierilor locali și a colegilor săi, recunoscând că cei 39 de ani de activitate au fost plini de provocări, dar și de satisfacții profesionale și personale. Este o onoare să știu că am putut contribui la sănătatea acestei comunități și că am fost alături de locuitorii comunei Helegiu în momentele lor cele mai dificile. Vă mulțumesc din suflet pentru această recunoaștere, a declarat medicul vizibil emoționată. Viceprimarul Ion Magdalina a ținut să sublinieze că astfel de momente sunt rare și că este important ca întreaga comunitate să recunoască eforturile celor care și-au dedicat viața pentru binele celorlalți. Dr. Ilea nu este doar un medic, ci și un prieten al comunității. Astăzi îi mulțumim pentru devotamentul său și sperăm că munca sa să fie o sursă de inspirație pentru generațiile viitoare. Timp de aproape 4 decenii, dr. Elena Ilea a fost un adevărat sprijin pentru toți locuitorii comunei Helegiu. Fie că era vorba despre îngrijirea celor în vârstă, despre monitorizarea copiilor sau despre sprijinirea familiilor în momentele lor dificile, medicul a fost întotdeauna la datorie, cu o prezență calmă și profesionistă. Ceremonia festivă a doctorului Elena Ilea este o dovadă a faptului că munca sa nu a trecut neobservată, iar impactul său asupra comunității va rămâne profund și durabil. Această recunoaștere a fost un gest simbolic, dar plin de semnificație, demonstrând respectul și aprecierea pe care întreaga comună Helegiu o poartă pentru unul dintre cei mai importanți oameni ai săi. Am primit deja flori. Știți că o să mai primiți, excelențe? Și o buchet de flori. Cu comuna noastră. 36 sunt dat pădurile. Foarte greu. Pădurile multă sănătate. Și o pensie lungă. Da, mulțumesc mult și de surprize și de tot. Și să mai fiți alături de noi, să ne întâlnim așa. Am venit în Helegiu tot într-o zi urâtă. 1 decembrie 1988. Aveam exact 9 ani de zile atunci. În 88. Deja făcusem 3 ani de stagiatură la spitalul din Onești. Și bineînțeles că am venit cu gândul să vedem dispensarul, mai era o colegă din Brașov, și să plecăm cât mai repede. Să obținem în primăvară aprobarea la Brașov și să plecăm. Și uite că n-am plecat. Și așa am rămas. Am rămas din mai multe motive, dar și lumea de aici, și populație, și tot. Știam că Helegiu e deosebit. O singură dată pusesem la Helegiu, la dispensar, în vizită. Văzusem dispensarul. La repartiție cineva a vrut să mă convingă să nu iau Helegiu, pentru că vrea să-l ia. Nu la Helegiu, du-te la Coțofănești. Da. Și nu, zic, eu n-am fost acolo, nu știu unde e, eu iau că eu am fost în Helegiu. Și așa am luat Helegiu, că altceva nu știam. Nu cunoșteam pe nimeni. Dar n-am avut probleme, oamenii din comună cu respect, fără rom, fără problemele care le au alți colegi, deci nu, n-am ce comenta și n-am. Mulțumesc mult, mult de tot. Și să lucrați ca și mine, 39 de ani în total. Să fiți sănătoasă. Da. Și să mai veniți, plecați în Brașov? Și așa, și așa. Mai am mama care are 90 de ani și să mai stea cu mine cât mai pot. Și eu. Și în rest, și aici, și acolo. Noi vă mulțumim în numele comunității pe care reprezentăm. Vă dorim multă sănătate. Și să ne mai vedem. Poate ne vedeți la evenimentele primăriei, consiliului local? Da.
refuz. Sunt și cu Elena, că asta trebuie să țină. Sunteți un pilon, unul din oamenii importanți în această comunitate și rămâneți chiar și... Medicul care rămâne, îi dă seama cu băiatul meu, Elena. Doamna doctor care o să rămână în continuare și la Helegiu. Și practic o să vă preia toți pacienții. Da, toți pacienții, dar e un noroc pentru comună. Da. La Sândulene a plecat doamna doctor și n-a venit nimeni. La Versuns vrea să plece și nu vine nimeni. Deci nu are cine prelua listele de pacienți. Este o mare problemă. Chiar să aici e noroc. Da, mare noroc dacă nu rămâi fără... Vorbim de comune aproape de oraș, nu vin cei tineri, au reușit câțiva anonești, sunt mai mulți tineri și în rest nu întreabă nimeni, nu vrea nimeni. Cred că nu știu cum arată dispensarul la Helegiu și chipie o comună. Sau când am venit eu, ca să spun, unul din colegi a luat Berzunzi. Zic, dar de ce a luat Berzunzi? Păi zice, nu, suna moldovenește. Da, asta. Păi, dar de ce a luat Berzunzi? Și una, și Iuliu, oncologul, a fost cu soția. Deci era Berzunzi. Suna așa, de nume străin. Zic, bine că ai luat Berzunzi, că am rămas eu cu colegi. Mulțumesc mult! Caravana de sănătate a Crucii Roșii Române a fost săptămâna trecută în perioada 23-27 septembrie la Căiuți, județul Bacău, pentru a oferi servicii medicale gratuite. Rezultatele finale ale caravanei ne demonstrează câtă nevoie au locuitorii din zonă de acces facil la consultații medicale. În numai 5 zile, 187 de persoane au realizat 690 de investigații, medicină generală, optică, pediatrie, măsurare, parametri fiziologici, analize medicale, EKG. Beneficiarii au fost în special vârstnicii care se deplasează cu dificultate, persoanele vulnerabile, bolnavi cronici, mamele cu mulți copii. Principalele probleme de sănătate identificate au fost cele cardiologice, diabet și boli de nutriție, dar și diferite afecțiuni oculare. Mulțumim tuturor celor implicați, o echipă minunată ce a reunit medici, asistenți medicali, angajați și voluntari ai Crucii Roșii, personalul din localitate. Caravana de sănătate este un proiect național al Crucii Roșii Române, ce are drept obiectiv promovarea sănătății în comunități vulnerabile. Inițiativa oferă acces gratuit la servicii medicale pentru persoanele care locuiesc în zone izolate, a transmis purtătorul de cuvânt al Crucii Roșii Bacău. Două locuri disponibile pentru încadrare directă din surse externe la Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău. Gruparea de Jandarmi Mobilă Alexandru cel Bun Bacău organizează concurs pentru ocuparea a două funcții de subofițer operativ principal, conducător auto prin încadrare directă sau rechemare în activitate. Termenul limită de înscriere a candidaților și depunerea dosarelor de recrutare este 11 octombrie 2024, ora 16. Dosarul se transmite scanat, lizibil, integral, în format PDF, la adresa de e-mail resurseumane@gruparea-jandarmi-bacau.ro. Anunțul în integralitate și mai multe detalii privind condițiile ce trebuie îndeplinite, formularele și modelele documentelor constitutive ale dosarului de înscriere, informații referitoare la probele de concurs, tematica și bibliografia, puteți contacta compartimentul resurse umane ale Grupării de Jandarmi Mobile Bacău la numărul de telefon 0234 585 570 interior 24006, precum și la sediul unității din municipiul Bacău, strada Heri Coandă, numărul 5 și 12. Vă așteptăm în echipa noastră! Se arată în comunicatul transmis de către Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți, 1 octombrie, vremea înregistrează o ușoară tendință de încălzire, iar cerul va fi parțial noros. Maxima zilei ajunge până la 15 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 10 grade Celsius. Miercuri, 2 octombrie, vremea se mai încălzește, cerul va fi senin. Maxima zilei nu va trece de 18 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 4 grade Celsius. Joi, 3 octombrie, vremea înregistrează o tendință de încălzire. Cerul va fi senin, maxima zilei va ajunge până la 21 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 5 grade Celsius.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!